just trust that I'll keep it locked in a cell, never revealing. Bună dimineața, ne apucăm să facem o banana bread, este duminica astăzi, apropo. Și aici mi-am pregătit două banane pisate, două linguri de lapte și două ouă, iar acum mai trebuie să adaug aici niște esență de vanilie. Așa. Și niște esență de rom, mie îmi place foarte mult și romul, stați că mai aveam, cred că o altă sticluță desfăcută aici. Ok. Astea o să trebuiască să le bat foarte puțin cu mixerul, iar aici în bolul ăsta la mi-am pregătit 150 de grame de făină, 150 de grame de zahăr, un vârf de linguriță de scorțișoară, o lingură de bicarbonat și o linguriță de bicarbonat și o linguriță de praf de copt. Cred că atât am pus aici, da, și un vârf de cuțit de sare. Aici mai am niște nuci pe care trebuie să le pisez, iar acum o să amestec astea pur și simplu și treptat o să le adaug, adică făina o să o adaug treptat peste partea lichidă. Iar la final voi mai adăuga niște bucățele din astea de ciocolată, pe astea le-am luat de la Lidl, sunt amărui, dar era și cu albastru, dar mi s-au terminat alea, de obicei pe alea le foloseam. Și voi adăuga la final nucile și ciocolata în compoziție, o să o torn într-o tavă, iar la cuptor trebuie să o țin cam 55 o oră, ceva de genul. Și trebuie să lăsați cuptorul la 160 de grade, eu deja l-am pus aici la încălzit, am scos toate afară din el. Mi-am pregătit aici o tavă de cake pe care o să o ung cu unt și la final voi turna toată compoziția aici în tavă. Iar acum voi adăuga aici untul topit pe care l-am lăsat un pic să se răcorească. Am terminat de mixat aici toată compoziția, acum o să adaug niște fulgi din ăștia de ciocolată pe care vi-am arătat, un așa după, mie îmi place să fie mai mulți. Așa, punem un pic. Și o să bag în robotul ăsta de bucătărie și nucile, nu știu cât am aici, eu zic că 50 de grame, nu cred că îs. Le bag un pic în blender. Cam așa ceva le-am mărunțit, nu foarte tare. Iar acum o să adaug aici și nuca. O să mai mixez foarte puțin toată compoziția, până când se omogenizează toate. Pe viteza cea mai mică. Așa arată și compoziția mea. Acum o să torn într-o tavă din asta de cake pe care o să o ung cu unt și o să o bag la cuptor în momentul în care e încălzit ăsta total. Ce zici, mai bun? Nici avea ăștia, uite. Mi se pare incredibil de dulce. Dulce! După amora. No, bine. Gata, cam așa arată și banana bread. Am mai făcut-o odată pe acest canal, dar s-a încălzit și cuptorul. Haideți să o băgăm. Nu mai pun nimic pe ea deasupra, mi se pare oricum dulce și așa. Așa, și acum o să o lăsăm cam 5-5 de minute, o oră, la 160 de grade. Am pus o oră deocamdată să mai verific eu din când în când. Dar oricum am mai făcut rețeta asta pe canalul ăsta, o să vă las oricum toate ingredientele în descriere și videoclipul de anul trecut în care am făcut-o pas cu pas ca să vedeți. N-am mai filmat-o încă o dată pas cu pas, că deja am un videoclip despre chestia asta pe canal. Dar vă las linkul în descriere sau aici în dreapta, în cazul în care vă interesează. Voiam să vă și arăt machiajul pe care l-am făcut. M-am machiat pentru Insta să mai postez ceva poze și pe Facebook, evident, așa că m-am gândit să vă și arăt machiajul. Am folosit niște fulgi din ăștia de la Ama Pigments, ceva turcoaz. Oricum, mi-a plăcut foarte mult combinația asta și îmi place. Oricum, nu știu ce am în ultima perioadă, că în continuu îmi place să mă machiez în turcoaz.
cu culoarea asta, nu știu de ce. Deci, cred că ultimele 3 sau 4 machiaje pe care mi le-am făcut în ultimul timp, cred că în toate am băgat ceva turcoaz sau verde sau albastru sau ceva de genul. Îmi place maxim cum a ieșit. Acum sunt moartă de foame, o să mă duc să mănânc ceva. Aici sunt la laptop, tocmai ce am și descărcat pozele să văd dacă au ieșit. De obicei așa fac, mă machez, după care îmi fac poze, filmări și după aia le descarc. Să văd dacă reușesc să folosesc ceva din pozele alea sau trebuie să fac altele. Se întâmplă de multe ori că fac un machiaj, dar nu-mi ies pozele așa cum mi-aș dori. Plus că eu recunosc că nici nu sunt foarte mega creativă din punctul ăsta de vedere, adică nu prea am multe chestii cu care aș putea face poze, n-am un fundal foarte ok, așa că încerc și eu tot ce e posibil să fac o poză reușită. Dar după cum ziceam, se întâmplă că trebuie să le descarc. Încep și editez, încep și stau vreo oră în fața laptopului și nu-mi place nicio poză și atunci trebuie să mă duc din nou să mai fac încă o tură de poze. Deci da, cam atât. Voiam să vă și arăt că m-am ars la soare. Acum sunt într-un prosop, dar uitați-vă cum sunt de fapt. Deci am stat ieri, deși m-am dat cu cremă de protecție. Deci, dezastru. Sper să-mi treacă. Uitați-vă și aici și pe mâini. Deci, groaznic. Sper să-mi treacă, sincer. Am încercat cumva să stau și în poze, să nu mi se vadă. Vedeți că dacă stau așa nu se vede foarte tare, dar oricum am bronzat până aici pentru că am stat cu o șapcă în cap, cu ochelari de soare, cu protecție pe față și efectiv afară era destul de răcoare dimineața. Am zis că n-are cum să mă ardă soarele și am stat, nu știu, vreo 45 de minute, ceva de genul afară, după care am zis ok, hai că mă duc totuși să mă dau cu cremă, dar evident m-am dat degeaba pentru că deja marsese soarele. Deci, da, cam atât cu soarele, sper să-mi treacă, m-am tot dat cu cremă din aia după plajă și sper să-mi treacă, nu mă ustură, să nu vă imaginați că chiar e ok, adică nu mă ustură la nivelul ăla la care să trebuiască să-mi pun pe mine nu știu ce chestii, chiar deloc, pot să stau cu tricou, nu mă deranjează, doar simt că e pielea fierbinte, dar nu e ceva că nu pot suporta, nu pot dormi, nu pot ține haine pe mine sau alte chestii. Mă duc și eu să-mi fac ceva de mâncare, habar n-am ce, poate îmi fac o omletă sau ceva rapid, pentru că dimineața am mâncat cam atâta, vreo două felii din banana bread ce l-am făcut ieri cu o cafea, așa atât a fost tot micul meu dejun, așa că neapărat trebuie să mă duc să mănânc, dar prima dată cred că mă duc să mă demachez pentru că deja nu mai suport să stau machiată, mai ales că mi-e foame de mor, așa că mă duc să mă demachez, mă duc să-mi fac de mâncare și noi ne auzim mai târziu. Bună dimineața! Astăzi este marți, cred că da, marți este astăzi. Voiam să vă și arăt outfitul pe ziua de azi. Tricoul nu mai știu de unde l-am luat, dar fusta, mă rog, voiam să vă arăt și tenisii pe care oricum vi-am mai arătat. Tenisii sunt de la Dizzy, ăia ce am cumpărat ultima dată și vedeți că în spate au așa cu roz. Iar fusta este de la Stradivarius, am luat-o, cred că anul trecut, parcă în toamnă. Deci, da, sunt pregătită să ies în oraș, vreau să mă duc până la Kaufland, până la Lidl și până la Pepco. Nu vreau să fac cumpărături tip haul alimentar sub nicio formă, ci astăzi sărbătorim 8 ani de relație eu cu Sabin. Așa că vreau să mă duc să cumpăr o pătură de la Pepco, pentru că am văzut că au păturile alea cumva impermeabile, adică dacă te așezi pe iarba udă sau, mă rog, cu mizerie și așa, nu intră umezeala în pătură și tu nu simți că este rece sau ud. Așa că într-acolo mă îndrept, sper să o mai găsesc, pentru că am mai fost, mă rog, de când e broșura asta, nu am mai fost de vreo 2 sau 3 ori, dar efectiv nu m-am uitat la pături și apoi uitându-mă prin broșură am văzut că ar fi păturile astea impermeabile, sper totuși să mai găsesc, dacă nu, nu știu ce o să fac, pentru că ideea în sine este că aș vrea să fac un picnic și am aici un criș aproape de mine cu o câmpie foarte faină și poți să stai acolo la gen pătură, grătare sau așa mai departe, așa că m-am gândit să mă duc să cumpăr niște brânzeturi, niște struguri, niște fructe, niște croasante, ceva salam și chestii din astea, să fac niște sandwich-uri și să am așa un platou cu brânzeturi, struguri și salam. Și asta mă duc deci să cumpăr și pătura. Așa că într-acolo ne îndreptăm. Poate reușesc să vă filmez din Pepco, nu știu sigur, dacă nu o să vă arăt acasă tot ce am cumpărat, pentru că e deja destul de târziu, e deja vreo oră 9 și ceva dimineața, bine, târziu, la modul că e deja aglomerat. Dar oricum sper să reușesc să găsesc tot ce îmi propun și să reușesc să organizez ceea ce vreau. Mai trebuie să mă duc și până la farmacie să cumpăr un spray din ăla de căpușe, pentru că în zona respectivă unde e crișul trec și seara turme din astea de oi și cred că oile au foarte multe căpușe, așa că mai bine să cumpăr un spray din ăla să nu ne trezim cu ceva surprize mâine.
Și da, el o să vină undeva mai târziu, astăzi este destul de ocupat la lucru, cred că o să vină de-abia pe la 6. Și până când vine el, aș vrea eu să organizez treaba asta și, mă rog, când mă sună că a plecat de la lucru, să mă duc și eu încolo la Criș, pentru că v-am zis că e foarte aproape, pe jos fac 10 minute maxim, nici atât, 7 minute și m-am gândit eventual să mă duc cu mașina, dar e drumul destul de nașpa, așa că nu cred, o să văd în funcție de câte chestii am de cărat cu mine, atunci o să văd dacă mă duc cu mașina sau pe jos, oricum poate trec pe la maică, mi-a să-mi dea ceva coș în care să bag toate treburile astea. Și aș vrea să și fac un setup acolo, adică să duc niște lucruri gen în care să pun toată mâncarea asta, ceva tăbli din alea, așa că oricum o să vă arăt, pentru că probabil nu înțelegeți nimica din ce vreau eu să fac, dar oricum o să vă arăt și o să vă filmez și acolo să vedeți cum am instalat, sper să iasă ceea ce îmi propun, așa că am plecat către Pepco, Lidl, Kaufland și ne auzim, dacă nu de acolo, acasă. Gata, am terminat și eu cu cumpărăturile, deci toată mașina e plină de brânzeturi, aici am un coș plin. O să vă arăt acasă mai degrabă ce am cumpărat, am găsit și pătru, am găsit și brânzeturi, am găsit aproape tot în afară de căpșuni. Uitați-vă aici în spate ce este, dezastru. Nu știu dacă vedeți, mai sunt, cred că și acolo jos. Acum mă mai duc la un singur magazin să văd dacă găsesc acolo, dacă nu, asta este. Oricum, după cum ziceam, vă arăt acasă. M-am oprit la poștă, fix acum când mergeam acasă, am primit un telefon de la poștă că au venit două colete și presimt că sunt ouăle de Paști pe care le-am cumpărat și n-au venit. Așa că o să le deschidem acasă. Am ajuns aici, sunt acasă, doar să duc și celelalte pungi. Gata, am adus tot aici, de fapt stați pe foarte, că mai trebuie să-mi aduc. Gata, cred că acum ne vedem și ne auzim ca lumea. Hai să desfac prima dată coletele astea de la poștă, că super curioasă ce e, dar v-am zis că sunt ouăle de Paști. Aveam eu o idee să fac pe coronița aia de la intrare din Cren și voiam să print cu hot glue, cu lipici din ăla fierbinte, niște ouă din astea de Paști, să văd. Chiar am avut speranțe mari că o să vină înainte de Paști, dar aparent nu. Acestea sunt, vedeți că sunt așa cu trei culori, albastru, roz și galben. Sunt foarte drăguțe. Sunt așa ca și ouăle astea de prepeliță, ceva de genul, dar arată drăguț și ar fi arătat super fain acolo pe chestia aia, dar o să o facem la anul. Așa, și mai am aici o chestie care nu știu dacă nu e tot ceva de Paști, un semn din ăla cu Happy Easter sau ceva de genul, pentru că tot așa voiam să-l pun pe ușă și cred că ăla și e, da, evident. Acesta e, doar că am crezut că e alb, aparent văd că e culoarea lemnului, stați să-l scot de aici să vi-l arăt. Deci tot așa, pe coronița aia voiam să lipesc niște ouă și să pun semnul ăsta, evident m-am gândit că e alb, că așa arăta acolo. Stați să văd cum să... așa trebuie să-l țin, să îl vedeți voi. Cu Happy Easter. Trebuia să fie și ăsta agățat acolo sau lipit, dar, mă rog, o să facem treaba asta la anul, pentru că, mă rog, asta este, dacă n-au venit mai repede, deși le-am comandat din timp. Și ați văzut că husele alea de pernă au venit la timp, dar astea aparent nu. Oricum vine că au venit măcar și nu mi s-au rătăcit coletul pe undeva, să trebuiască iar să deschid dispută din aia. Deci, da... stați numai să le bag aici înapoi la loc, cu șnur cu tot, ca să nu le pierd până anul viitor. O să le duc eu acolo sus, unde mai am decorațiuni de Paști. Bun, cam atât cu decorațiunile de Paști ce trebuiau să vină acum, mă rog, 2 sau 3 săptămâni. Parcă ne vedeam prea întunecat. Asta voiam să zic că... v-am spus că am mers, că vreau de fapt să mă duc la Pepco și... am fost în Oradea acolo în Prima Shops și era un magazin din ăsta italian, dar era închis, eu am fost pe la 9 și un pic, era închis, doar de la 10 sau 10 jumate deschidea, așa că am văzut că lângă s-a deschis Mega Image, am fost până acolo și am fost și până la Lidl, n-am mai intrat la Kaufland pentru că am găsit la Mega Image cam ce m-a interesat și cred că am filmat, o să vă inserez aici, erau la Mega Image o, nu știu, o cutie din aia, o vitrină, erau toate sortimentele de brânză, de tot felul din astea, Gouda, Cheddar și așa mai departe și am găsit acolo 2 sortimente pentru că multe erau din astea cu pesto, cu roșii, cu nu știu ce chestii, cu rozmarin și am zis că ok, n-am încercat niciodată, n-am mâncat un platou din ăsta de brânzeturi, hai să iau chestii basic, chestii pe care mă gândesc că le-am mâncat.
Și cu astea pe care le-am luat am emoții, vă zic sincer, dar oricum, decât din alea cu pesto și chestii din astea ciudate, am zis că nu mersi. Vi le arăt imediat, stați doar să văd unde le-am pus, uitați aici. Am cumpărat astea trei sortimente până la urmă, da, două am luat de la vitrină, am luat-o pe asta Guda, nu știu care, vă pricepeți la brânzeturi, probabil că o să știți care cu mâs. Ăsta zice că-i din lapte de vacă, brânză semi-tare, maturată, bla bla bla, deci din lapte de vacă. Apoi am mai cumpărat tot de la vitrina aia o brânză din asta cheddar, pentru că și din, de asta mai auzi și asta cred că e destul de ok. Am mai cumpărat de acolo de la Frigider o brânză din asta cu mucegai, habar n-am. Bine, am luat-o doar că era mai mică și mai ieftină, pentru că celelalte ce am găsit erau efectiv cam atâta și am zis că ok, și așa e intensă, mai mult ca sigur și poate nici nu o să ne placă și am zis că nu are rost să cumpăr. Și tot de la Mega Image am cumpărat o pâine din asta toast integrală, sper să fie bună, vreau să fac niște sandwich-uri din alea așa cu două sau trei rânduri de pâine, să le tai pe diagonală, să fac acolo cu salam, cu șuncă, cu bla bla bla. Și cașcaval, varză, salată, o să văd eu exact ce. Și am mai cumpărat de la Mega Image încă niște struguri roze fără sâmburi. Sincer, sper să fie buni, aceștia sunt. Erau, nu știu, destul de scump, cred că am dat vreo 9 lei pe caserola asta, dar efectiv n-am găsit și am umblat după căpșuni în toată Oradea și n-am găsit nicăieri și am găsit aici lângă mine la un magazin foarte random, că am zis că ok, hai să intru și aici să văd dacă găsesc în ultimă instanță și efectiv chiar am găsit. Apoi am mai fost la Lidl, după cum vă ziceam, și de aici am cumpărat, stați nu le mai foșnesc, am luat două croasante din astea cu unt, le știți, nu cred că e ceva noutate. Am mai luat o brânză din asta de sandwich, un fel de cașcaval, că am zis că pe asta am mai mâncat-o, e bună, deci dacă astea trei nu ne plac, măcar băgăm asta noi. Am mai luat un prosciutto crudo din asta tot de la Lidl, că mi-a zis o prietenă că ar merge foarte bine în combinație cu brânzeturile. Și am mai luat un salam din ăsta cu piper, tot așa să-l pun pe platou sau să-l mâncăm pur și simplu ori în sandwich, ori văd eu în ce-l folosesc, dar mai am acasă salam din ăla de Sibiu, mai avem și eu prosciutto ăsta ce l-am luat acum, deci eu zic că mai mult decât suficient. Și am mai cumpărat un mix din ăsta de fructe confiate cu caju, cu alune, stafide și migdale, nu știu ce am mai zis. Am zis că o să meargă super bine pe platoul ăsta cu brânzeturi. Oricum am uitat și eu pe Pinterest că de câteva zile la greu și am văzut că chiar sunt, merge combinația asta de brânzeturi cu nuci, cu măsline, cu salam și cu fructe, cu struguri în special. Dar v-am zis că am luat strugurii oricum și am căutat și căpșuni. Și am intrat la un Profi și am găsit niște zmeură până la urmă, am scopun și pe asta pe platou că, o să meargă cu croasantele sau cu, cu brânzeturile astea sau, dacă nu o să le mâncăm, o să le mâncăm mâine. Și tot de la Lidl, stați că n-am terminat, am mai luat două gogoși din astea cu ciocolată pe care le-am ținut ca pe Dumnezeu, că am zis că să nu se lipească de o altă, că atâta de cald e afară, sunt vreo 26 de grade, ceva de genul, deci efectiv vă vedeți că am fost așa la tricou, fără ciorap și cu fustă și chiar nu mi-a fost fric deloc, chiar muream de cald și în mașină cred că erau 30 de grade și chiar mi-a fost foarte frică să nu mi se topească toată ciocolata de pe ele și le-am pus așa separat pe banchetă să fiu sigură. Iar apoi, după cum vă ziceam, am mai intrat la un magazin din ăsta local de aici și am luat niște căpșoni, nu știu cum, sper din tot sufletul să fie bune, că nu scria de unde îs sau ce și cum, dar oricum e ok. Iar să văd, nu știu dacă mai luat ceva de aici, nu atât. Și am mai mers la Pepco, după cum vă ziceam, și am cumpărat minunata pătură de plajă și mi-a plăcut foarte mult la ea, în primul rând prețul, că e 30 de lei și doi la mână, vedeți că are un material din ăsta impermeabil, adică dacă te așezi pe iarbă, dar cred că v-am zis în momentul în care am plecat de acasă, că este un material super fain, așa cumva plușat și îți ține de cald, pe cealaltă parte impermeabil, așa e modelul. Aveau trei feluri, cred că le-am filmat și pe alea, o să vi le inserez aici. Aveau una simplă albă cu
alb cu negru și pe aia am cumpărat-o la maica mea că i-a plăcut ei mai mult. Mie mi se părea un pic, nu știu, poate te încălzești prea tare pe pătura aia fiind cu negru. Și atunci am luat-o pe asta colorată și mai era una așa în carouri, care aia, din punctul meu de vedere, mi se pare pătura ideală de picnic, așa cu carouri. Dar pe ideea ce mi-am imaginat-o eu astăzi, am zis că mai bine parcă merge pătura asta și mi se pare mult mai colorată, mai faină decât ceva simplu. Și dacă tot am intrat la Pepco, evident că mi s-o mai lipit de mâini și chestiile astea două. Mi-am cumpărat doi pinguini din ăștia de băgat în congelator și au fost doar 3 lei bucata. Și pe ăștia pur și simplu îi bagi la congelator și îngheață apa asta din ei, cred că știți despre ce vorbesc. Deci sunt pinguini din ăștia pe care îi bagi în ladă frigorifică sau, mă rog, dacă mergi undeva și ai nevoie să țină ceva carne sau ceva rece, le bagi la congelator, le pui într-o pungă și te duci la drum, bine, nu se țină o veșnicie, dar măcar nu se strică și nu se încălzește toată carne. Bun, cam atât cu cumpărăturile. Un singur lucru am mai luat, dar nu vi-l mai arăt. Am cumpărat un autan din ăsta pentru căpușe, pentru că v-am zis că în zona asta unde vrem să mergem noi la Criș, umblă și turme de oi seara, mă rog, că vin nu știu de unde și trec pe acolo când le duce acasă, așa că am zis că cel mai probabil ar trebui să cumpăr un autan. S-a vin tot avea din ăla, doar că i s-a terminat fix, cred că acum câteva luni. Și am zis că neapărat trebuie să iau. Am intrat la vreo 3 farmacii și de-abia în a treia am găsit autanul. Probabil că acum e sezonul și de asta e așa căutat. Dar ca idee, cam atât am cumpărat. Mai stau câteva ore, acum este de-abia ora 11:30. Mai stau, cred că până pe la vreo 2-3, le las pe toate astea la frigider să-și revină, că toate brânzeturile astea deja s-au umuiat puțin. Le bag pe toate la frigider, după care o să mă apuc să montez efectiv ideile pe care le am în cap, adică să fac sandwich-urile și să fac în mintea mea un platou, să văd cum le pot aranja, să le pot și duce, să nu trebuiască neapărat să le tai acolo, ci pur și simplu să fie toate tăiate, puse eventual pe un platou și doar să dau o folie jos de pe ele. Dar oricum eventual mai duc niște cuțite, niște șervețele și ne descurcăm noi. Așa că ne auzim peste câteva ore când mă apuc efectiv să fac sandwich-urile și să pregătesc coșul de picnic. M-am apucat de pregătit chestiile pentru picnic și uitați-vă ce am făcut aici pe masă, dezastru. Am făcut doar sandwich-urile, am făcut așa cu câte 3 pâinici, stați să vă arăt mai de aproape. Și am pus așa brânză din asta Philadelphia pe care o am aici. Am pus niște salată verde, varză din asta, nu varză, e salată iceberg, brânză din asta tip cașcaval de sandwich. O salam din ăsta de la cămara noastră cu piper și am mai avut și ăsta de Sibiu, ardei și cred că atât am pus. Și la final am adăugat câte o măsline aici în vârf. Stai să scot un sandwich afară să îl vedeți mai bine. Cam așa ceva arată. Eu zic că arată super bine și vine să-l mănânci, așa că eu zic că e ok. Și acum o să mă apuc să fac platoul ăla de brânzeturi, adică să le fac toate, să fie toate tăiate, ca să nu, nu știu, să vină Sabina acasă cumva și să nu fie toate pregătite, așa că astea le bag la frigider până una alta. Cred că așa o să le duc oricum, pentru că le-am pregătit aici în cutia asta. Am pregătit aici și coșul, l-am curățat, am pus niște hârtie de dedesubt și astea o să intre acolo. Iar acum o să mă pun să spăl fructele astea, să tai din brânzeturi, să mă uit pe net să văd cam cum ar trebui să le tai. Așa că haideți că mă uit pe net, pe Pinterest, să văd ceva idei de cum aș putea tăia brânzeturile, așa că vi le arăt imediat. Haideți să vă dau și update-ul. Am tăiat până la urmă brânza cheddar, gouda și asta e ceva cu mucegai. Aici sunt încă pe masă, asta e asta cu mucegai, asta e cheddar și asta e ceva gouda, oricum vi le-am mai arătat, n-are sens, dacă cumva vă interesează, îmi lăsați în comentarii. Le-am tăiat pe toate și le-am pus aici, pentru că v-am mai zis și înainte, nu am cum să mă duc cu ele făcute, pentru că am demers cam 10 minute pe jos de acasă și nu prea am cum să fac treaba asta, dar le pun toate în cutii și o să le asamblez acolo, ar fi cel mai ușor. Și o să duc chestia asta, am pus eu brânza aici ca idee de murdară, ca să văd cum ar încăpea. Și v-am mai arătat că am cumpărat și mixul ăsta de nuci cu tot felul de chestii. Astea o să le mai pun pe aici, niște struguri, căpșuni și zmeur, o să nu știu ce am mai cumpărat. Plus am mai pus într-o altă cutie niște prosciutto, salam și cașcaval,
ca să fie, așa că haideți că bag și brânzeturile astea în frigider. Deocamdată pe astea de aici trebuie să le duc pe toate, stați că nu pot să pun asta. Deci, practic, cutia asta trebuie să o duc și pe alea două, plus ceva mai arătat deja, adică croasantele, gogoșile, ceva suport pe care să le pun și fructele, măslinele. Să nu uit de ele, apropo, haideți că pun și măslinele, o să spăl și fructele și o să le pun tot așa niște cutii din astea să-mi fie mult mai ușor de transportat și apoi trebuie să-mi fac o listă cu ce trebuie să duc, să nu uit ceva acasă, că trebuie să duc șervețele, să duc ceva în ce să mâncăm, ceva băuturi, mă rog, mai multe chestii. Odată haideți că strâng de aici dezastru și ne auzim apoi. Cam așa am reușit să montez aici toată situația. Pungile astea trebuie să le duc la mașină. Dar cam așa e pătura, deci chiar e drăguță. Și aici am mai adus eu încă una de acasă. Am montat platoul ăsta pe care vi l-am tot arătat acasă. Stați să vă arăt mai de aproape. Am pus cele trei tipuri de brânză plus cașcavalul ăla de la Lidl, niște salam de Sibiu și salam din ăla în crustă de piper, căpșuni, zmeură aici, struguri, măsline, mixul ăsta de tot felul le-am aruncat pe aici printre. Eu sper că o să fie bune. Aici sunt și sandwich-urile care arată demențial, deci nu mor de foame. Și aici am și pus, m-am adus chestia asta de acasă și am pus cele două gogoși și croasantele ca să avem așa o chestie pentru poze faine. Sper să ne facem ceva poze. Și aici am adus două pahare de vin, nu știu dacă le vedeți, dar trebuie să mă duc la mașină. Am pus două sticle de cidru și o apă cu noi. Nu o să bem vin acum, că n-am avut, așa că o să bem cidru, oricum e prea devreme să te pus să bei vin. Și am adus și niște cărți de citit, deci eu zic că e ok, desfăcătorul de beri. Așa că mă duc până la mașină, acolo mișc mașina la sărăcia, deci nu știu dacă vedeți, e foarte fain aici, nu știu dacă v-am mai filmat vreodată, dar e foarte, foarte fain și zona asta pe care am ales-o eu, e undeva mai acoperită, sunt niște pomi, dar încolo vedeți că e câmp deschis și mai încolo, dar nu vedeți de pomi, e efectiv doar câmp deschis, exact cum, nu știu cum să vă arăt, stați că poate văd de aici. Vedeți cum e zona aia de acolo din capăt, cam așa este toată porțiunea asta în afară de zona în care sunt eu, dar e oricum foarte drăguț. Deci așa arată toată treaba, mă duc până la mașină să aduc și băuturile, așa că eu vă las, poate mai filmez ceva între timp. Știu cât mă vedeți, vai, deci mă vedeți că încă sunt toată arsă, mor de cald, acum m-a sunat să vin, am zis că vine, v-am zis că oricum de la noi de acasă pe jos faci vreo 5-7 minute până aici, acum vreo 4-5 minute am vorbit cu el și nu știu de ce se aude o bălăgie, ceva tractor, nu știu ce se întâmplă acolo în spate, dar sper că putem sta liniștiți, mă vedeți toată sunt roșii, deci am făcut 10.000 de drumuri până la mașină. Ba după sucuri, ba după apă, ba după coș, ba după ăsta și aici e și destul de cald. Ne-am pus la umbră, adică m-am pus la umbră, dar aparent e soare, deja mă vedeți. Și sincer, numai atâta mi-e frică să nu se topească toate chestiile astea de pe platou, așa că sper să vin odată, Sabin. Deja mi se topesc aici, stați să vă arăt, mi se topește aici crema de pe gogoașa asta, deci sper să vin odată, că nu știu ce tot face. Iar oricumva, deci sunt moartă, moartă de foame, să vin odată că mor. Am adus aici și pinguinii ăștia ce am pus, i-am pus la congelator înainte și am adus cidru din ăsta Strongbow cu ăștia, cu berries și încă unul mai am aici mai jos cu mere sau pere, nu mai știu. Oricum sunt bune ambele, așa că o să avem și ce bea și sper să se facă răcoare odată că mor, mor de cald. Deci, da. Cam atât cu asta, vă mai las un pic să admirați priveliștea. Sunt aici de obicei niște lebede foarte, foarte drăguțe și de obicei apar. Sper să apară, le mai dăm eventual o coajă de pâine sau ceva dacă mai rămâne, evident. Platou că eu sunt moartă de foame. Așa că, da, n-am mâncat de la ora 1 sau 12 și ceva, nu știu, înainte să mă apuc să fac platourile astea. Vă las că trebuie să vină Sabina, am emoții, deci toată tremur, cred că toată camera o mișc, dar m-am stresat așa cu drumurile astea că nu mi-am imaginat că o să fie o baltă, efectiv, deci eu am vrut să stau aici pe un fel de insulă și efectiv zona asta de la insulă
era înconjurată de apă și ca norocul că o arunca cineva vreo 4 sau 5 pietre care și alea se mișcau groaznic, deci am crezut că pic de vreo 2 ori pe spate cu ghiozdan, cu tot și cu toate ce le-am avut în mână. Dar ca norocul că o arunca cineva niște pietre și am reușit să trec, că altfel trebuia să stăm efectiv în soarele ăla puternic. Deci, da, apropo, este ora, nu știu cât e ceasul, să văd că ar trebui să întunece odată. Acum mai 6:20, deci cred că încă o oră și ceva tot soarul să avem, dar e ok măcar să nu fie frig, dar aș vrea să fie măcar umbră. Deci, da, vă las, avem emoții, țineți în pumnii să iasă totul ok și noi ne auzim mai târziu. Până la urmă v-am zis că vin și oile, ca norocul că e o baltă acolo în față, le vedeți că beau apă, ca sper să n-ajungă aici. Acum am mâncat și noi, deci chiar sunt foarte bune toate chestiile, le-am adunat acum și ne punem un pic să stăm să citim. Dar voiam să vă arăt oricum oile. Hai că vă arăt și lebedele. Până la urmă au apărut pe aici. Dar numai dacă dau zoom, cred că le vedeți. Așa, nu știu, sper că să mai avem ceva claritate cu zoom-ul ăsta. Sunt 4. Ce drăguțe. Vezi că înseamnă că ar fi stat acolo, în dreapta. Și noi nu le-am văzut, că tu nu te-ai uitat după ele când ne-ai venit. Foarte fain. Acum pune și soarele. Cred că mai stăm și noi un pic.